Ajutați-mă! Am căzut într-o groapă! Vai! Unde sunt? Alice, ești în Țara Minunilor! Câte foame mi-este! Nu voi mânca pantofi! E timpul pentru o provocare culinară! Ce să-ți pregătesc? Vreau o felie de pepene! Dar eu nu am pepene! Am doar lime și gelatină! Oh, lăudați-mă! Regina voastră a avut o idee genială! Îmi place foarte mult să mănânc lime la micul dejun, pentru că mă trezește ca nimic altceva! Iar acum îmi va da forță să câștig această provocare! Iar coaja lui va deveni un excelent recipient! Aici amestec gelatina și pepenele! Congelăm totul și faceți loc! Regina decorează farfuriile mai bine decât oricine altcineva! Acest pepene dulce are nevoie doar de niște semințe! Cum? Mi-au mai rămas doar niște semințe! Ah, da! Am mâncat 7 pepeni la micul dejun! Ei bine, nu-i nimic! Pălărierul a rezolvat probleme și mai dificile! Este un lucru simplu de făcut în 3 minute! Trebuie doar să plantez semințele și pălăria mea magică va face totul singură! Ura! Hai, pălărie! Poți! Ei bine, excelent! Acum doar tai pepenele și o servesc pe Alice! Ura! Miau, și mie mi-e foame! Mă voi abține puțin și voi pregăti pentru Alice cea mai delicioasă gustare! Mai întâi trebuie să topesc untul, miau, și să adaug bezelele mele preferate! Acum se topesc toate în untul fierbinte! Aș mânca tot! Dar în loc de asta, fac puțină magie și adaug fulgi de ciocolată KitKat. Iar în loc de semințe de pepene, voi pune frimituri de ciocolată. Miau! Wow! Wow! Priviți aici! Este gata! Toată lumea este pregătită! Alice, poftă bună! Wow, ce surpriză! Ce de realizări! Doar că astfel de mâncare arată ciudat și deloc ca un pepene! Ai nevoie de niște dinți de pisică ascuțiți ca să-l mănânci! Oh, și ce pepeni mici și drăguți! Mulțumesc, majestatea voastră! Oh, e pur și simplu magnific! Demn de admirat! Wow! Pălărierul mi-a pregătit un pepene curcubeu! Niciodată nu am gustat unul așa! Ce interesant! Wow, ce minunat! Nu-mi vine să cred! Sunt șocată! A câștigat pălărierul! Ura! Iuhu! Ei, bravo! În următoarea rundă va câștiga cel care va pregăti cel mai delicios burger. Toate ingredientele sunt sub cloșă. Minunat, Alice! Miau! Wow, ce delicatesă! Miau! La majestatea dumneavoastră ce este? Ah, voi pregăti un burger de legume care va fi delicios. Ce? Trebuie să fac un burger din miere și băuturi carbogazoase? Ha! Pentru pălărier nu există nimic imposibil! Este foarte simplu! Trebuie să torn miere în Sprite, Fanta și Pepsi! Iar atunci voi avea o gelatină minunată! E incredibil de gustos! Lui Alice îi va plăcea cu siguranță! Trebuie doar să o congelez! Carne? Ah, am visat prea mult! E timpul să fac chifteluța și să nu-mi rup ghearele! Miau, perfect! Acum pun chifteluța în ulei și prăjesc până devine rumenă. Ah, ce aromă! Cred că e timpul să întorc și să feliez roșia. Pielea mea e atât de moale, dar ghearele sunt mai ascuțite decât orice cuțit. Miau! Ah! Cine a îndrăznit să arunce o roșie spre majestatea sa? Nu-ți voi lăsa capul pe umeri? Ups, îmi cer scuze! Bine, azi am o stare bună, așa că te iert. Dar acest ardei iute nu va scăpa. Predă-te, legumă! Nu vei primi milă! Vei deveni hrană pentru Alice!
Mai exact, o chifteluță pentru super burgerul meu. Iar în loc de cașcaval, voi folosi dovleac. Îl radem bine. Perfect! Lipsesc doar frunzele crocante ca niște chifle. Minunat! Pălărierule, ești aproape? Un minut, majestatea voastră! Permiteți-mi să congelez ingredientele pentru gelatină și să pregătesc burgerul dulce! Uimitor! Ura! Trebuie doar să asamblez totul! Le punem una peste alta și e gata! Nu e rău, pălărierule! Pisică, tu cum stai? Un moment, majestate! Acum e totul gata! Miau! Oh, aceste trucuri ale tale! Alice, suntem gata! Wow, ce surpriză! Acesta e cel mai neobișnuit burger pe care l-am văzut! Pare că e din legume! Nu prea-mi plac legumele, dar cred că l-a pregătit Regina! Va fi foarte... iute! Ajutați-mă! Oh, nu! Se pare că e foc! Trebuie să beau ceai urgent! Acest burger nu-mi place deloc! Wow, ce burger strălucitor din jeleu! Sper că nu e iute! Wow, e foarte gustos și dulce! Grozav! Iar acest burger miroase exact ca unul adevărat! Wow! Și are un gust magnific! Ce alegere dificilă! Decis! Câștigă pisica! Miau! Sunt atât de fericit! Miau! Oh, nu! Pregătiți-mi un cocktail! Ura! Sunt un maestru al cocktailurilor! Iar din căpșuni suculente și lapte proaspăt va ieși perfect! Dar dumneavoastră ce aveți, majestate? Să vedem! Trandafiri roșii? Ce glumă! E o farsă! Nu-mi tăiați capul! Nu am nicio vină! Miau! Ce cadou! Cum să reziști când ai un asemenea pește pe masă? Miau! Acest trandafir trebuie condamnat imediat! Majestatea ta te condamnă la moarte! Tăiați-i capul! O, Doamne! Ce groaznic! Se pare că Regina a înnebunit din nou! Trebuie să mă apuc urgent de lucru! În primul rând, să amestecăm căpșunile cu înghețata! Apoi, adăugăm laptele proaspăt! Grozav! Miau! Cine a spus lapte? Îmi place mult! Pleacă de aici! Du-te! Păst! Zăt! Ah, nu în ochi! Miau, miau! Cât de gustos e! Trebuie urgent să pun lapte peste pește! Acesta va fi cocktailul meu! Oh, da! Aproape că am uitat să închid capacul! Oh, nu! Miau! Ce se întâmplă? Pisică, nu e timpul pentru tine! Trebuie să fac un cocktail minunat din petale de trandafiri roșii! Ah, ce frumusețe! Priviți aici! Cât de bine arată! Oh, m-am distras! Cum se comportă căpșunile mele? E timpul să torn cocktailul în acest pahar minunat! Minunat! Doar că lipsește paiul! Ce spuneți, majestate? Arată plictisitor! Pălărierule, ai uitat complet de decorațiuni? Uite cum trebuie decorat paharul! Aha! Sunt în regulă! Nu vă faceți griji! E totul bine! Cred că am terminat! Lipsește doar coada! Alice, totul e gata! Miau! Uf, ble!
E pește crud? Ce groaznic! Nu voi gusta acest smoothie înfricoșător? Îmi pot imagina ce e acolo? Și despre acest milkshake e ușor de ghicit? Miros de căpșuni aromat! Delicios! Iar acest cocktail îmi dă fiori! Wow! Ce gust neobișnuit! Majestate, ați câștigat! Cocktailul dumneavoastră e inegalabil! Ha! Regina v-a făcut! Mulțumim tuturor pentru like-uri și pentru că vă abonați la canalul nostru! Vă apreciem și vă iubim foarte mult! Pe curând!